Salutare, iubitori de motociclete! Ce avem noi astăzi aici? Prima motocicletă făcută de noi și în lume cu ECU Flash MT10-2022. Deci noi am fost primii în Europa care am făcut lucrul ăsta. De la motocicleta asta a pornit tot softul de la Woolwich Racing și a venit la noi pentru o servisare. Va trebui să servisăm motocicleta, pentru asta avem aici filtrul de ulei, avem și niște plăcuțe de frână de la Brembo și ulei full sintetic 1040 de la Yamalube. Așa că o să trecem frumos peste motocicletă, peste tot, o să verificăm tot ce este de verificat, lubrifiat, puncte de pivotare, lanț curățat, reglat și absolut tot ce are nevoie o motocicletă. Asta a fost prima motocicletă din Europa, MT10-2022, care a fost resortată la noi. Și când m-am referit la softul de la Woolwich Racing, m-am referit strict la această motocicletă, pentru că a fost prima motocicletă de la care s-a citit softul pentru a putea să se facă development la soft. După cum puteți vedea, am dat jos uleiul, filtrul, îi vom lubrifia toate punctele de pivotare. O să testăm și încărcarea și toate luminile pe motocicletă, pentru că face parte din servisare. Șaibe noi întotdeauna. Aici i-am filmat pe băieți, din păcate a trebuit să scot sunetul afară din fundal. Băieții cântau frumos și se distrau cât timp servisau motocicletele. Aici era Connor, care a lucrat pentru mine, ungea lanțul la MT10, la fel e aici și Denis, care făcea un servis la etrierul spate la un MT07, care a venit la noi, din păcate, cu câteva probleme relatate de viața de la Londra. Da. Uite cum se distrează băieții. Frumos. Editând aceste clipulețe câteodată mi-aduce aminte de momente frumoase. O zi bună.